El, de dorul și de dragul mamei plecate în străinătate, o elevă dintr-o comună din Vaslui a vrut să-i arate că este unul dintre cei mai buni elevi din județ. La evaluarea națională a dat tot ce a putut și a luat note atât de mari încât a ieșit a patra pe județ. Este o performanță, mai ales că fata locuiește la sat și nici n-a făcut vreodată pregătire suplimentară. De fiecare dată când s-a apucat să învețe pentru examene, adolescenta a avut un singur gând, să o bucure pe mama ei. Și iată, a reușit. Paula iese din comuna Stănilești, Vaslui, și știe că, dacă vrea să facă lucruri mari în viață, trebuie să fie puternică și perseverentă. Cu perseverența se descurcă, dar nu este mereu puternică când îi simte lipsa mamei ei, plecată de 10 ani în Italia la muncă. Îți e dor de mama ta? Da, e normal, doar că o simt acolo. Mereu vorbesc cu ea în fiecare zi. Ce a zis de rezultatele tale, mama ta? S-a bucurat foarte tare, s-a bucurat pentru sora mea. Paula n-a făcut niciodată pregătire suplimentară. La evaluarea națională a luat 10 la limba română și 9,85 la matematică. Media ei este de 9,92 și a ieșit astfel a patra pe județ. Eu am avut încredere în mine, foarte multă încredere în mine și am încercat să fiu cât de atentă pot, ceea ce de obicei nu prea reușesc. Paula locuiește cu bunica, iar femeia e mândră tare de Paula. O crește de 4 ani, așa că simte că are și ea un merit în reușita nepoatei. Când vine de la școală, aproape nici nu mânca. Își face lecțiile și pe urmă. Zice, las că mănânc eu, bunică. Am încredere în ea. Este un copil care va evolua frumos, va ajunge exact acolo unde își dorește. O fată, în primul rând, cu personalitate. Muncitoare, perseverentă, conștiincioasă, pasionată de lectură, aș putea spune, și ăsta a fost elementul forte care și a dus la nota 10 a ei. Cel mai mult îmi doresc ca familia mea să fie bine și să mă descurc la liceu mai departe. Singură. Desigur. În vacanță, Paula vrea să meargă la munte, dar vara ei o să fie și mai frumoasă, atunci când o să-și revadă mama.